Doamne ajută și bine v-am regăsit, stimați iubiți ascultători, ai Radio Dobrogea la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu o temă de sezon, să spunem așa, potrivită cu sezonul în care suntem acum și căria îi va da, nu citire, interpretare, invitatul nostru de astăzi, domnul avocat Filip Ionel, bine ați venit. Bine s-a revenit. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe ascultătorii, dar și privitorii. Ce temă avem astăzi? Magia Crăciunului. Ei, pe un post de radio, aparținând Arhiepiscopiei Tomisului, ortodox, 100%, vorbim despre magie? Da, probabil prima tendință a oamenilor e aceea de, mă rog, a spune, domne, pe un post de genul acesta vorbim de magie. Nu, nu vorbim, nu avem cum să vorbim de magie, ca să spun așa, ca artă, între ghilimele, a altor lucruri mai puțin ortodoxe. Ca practică. Și ca practică. Practic, da. Ci vorbim de acea magie reală, bucurie a Crăciunului, respectiv a nașterii. Deci o metaforă este magia Crăciunului, cu alte cuvinte, nu? O metaforă utilizată în această emisiune, tocmai pentru a evidenția și a accentua acest lucru nemaipomenit pe care noi îl trăim. Magia Crăciunului mi-aduc aminte că a fost implementată, să spunem așa, în societatea noastră, prin nașterea unui post de televiziune. Nu putem să spunem că e televiziune și nu este concurență cu radio, ProTV-ul. El a adus această idee cu filmele respective pe care le promova despre Crăciun, cu magia Crăciunului. Magia Crăciunului. Să vină de la cei trei magi care l-au pus în evidență pe Hristos, care se născuse cu 2 ani de zi înainte de venirea lor acolo? Eu zic că vin și de la ei, ca să spunem așa. Vine treaba asta de la ei? Da, dar nu prin, cum să vă zic eu, nu prin faptul că ei erau prezenți, numai prezenți acolo. Nu, magia nu vine de la cei trei magi, ci întâmplător, ca să spunem, îi sunt numiți în Sfânta Scriptură magi. A, din cauza că magii erau de fapt niște savanți ai celor vremuri. Da, cred că aceasta era titulatura corectă. Din rândul caldeilor. Da. Și știința de fapt atunci se numea magie. Magie, da. Era de ce? Fiindcă magie. Oamenii erau atât de inculți, ceilalți, atât de mare era diferența între nivelul cultural al celor învățați și a celor total neînvățați. Corect. Nici măcar nu știau să scrie, să citească mulți dintre ei. Încât le spuneau deja direct magi, nu oameni de știință sau savanți sau așa, sau astronomi, că de fapt erau astronomi, în primul rând. Da. Ei au observat steaua din Betleem, ceva care nu era previzibil din toată știința pe care o stăpâneau ei despre observația cerească, astronomică, și deodată a apărut o stea. Cum o să apară în câteva zile și cometa Crăciunului. Știți, ați auzit despre treaba aceasta, probabil cometa Crăciunului, care este în anul acesta o să fie foarte vizibilă. Dacă nu o să fie cerul înorat cumva, să vedem și cometa Crăciunului. Așa îi se spune. Deci, stimați iubiți ascultători, de ce spune despre magia Crăciunului? Deci, de ce vorbim despre acest lucru? Că se apropie o sărbătoare atât de iubită de către noi toți și că suntem aproape de finalul acestui post pe care l-am ținut, despre care am vorbit în câteva emisiuni. Am vorbit despre post și despre rostul postului și beneficiile lui și ce înseamnă postul negru, vindecările miraculoase care ajută pe oameni să traverseze o anumită perioadă și să mai aibă timp în care să-și curețe păcatele și să se mântuiască, să se poată mântui, să fie mai sigur că se mântuiesc și să nu li se scurteze timpul vieții acesteia, efemere, cum este ea, trecătoare. Astfel încât să mai aibă timp pentru a se mântui, pentru a se curăța, să se purifica și să treacă la alt nivel. Trece. Dar la ce nivel trebuie să trecem noi ca să ne putem mântui, de fapt? Nivelul nostru la care trebuie să ajungem este acela, după părerea mea, al asemuit al unui prunc,
al curății pruncului. Adică a ceva... nevinovat. Nevinovat. Adică un candid. Lucru candid, neatins de rele, de necazuri. Pur. Pur. Într-un cuvânt, pur. Purificare. Exact. Acesta este nivelul pe care noi trebuie să, sau spre care noi trebuie să tindem să-l dobândim. Și atunci, la începutul acestui post de Crăciun, de 42 de zile, dar sunt 40 de zile cele care contează în miezul lui de 40 de zile, am vorbit despre faptul că sacrificarea porcului înseamnă, e o simbolistică pe care unii oameni nu bagă în seamă. Ce înseamnă, de fapt, a sacrifica porcul. Și ne aducem aminte din emisiunea aceea, acum 4 emisiuni, când am vorbit despre faptul că firea noastră, cea păcătoasă, cea vicioasă, cea pătimașă, mai căutăm sinonime, nu, n-ar rost. Cred că ne ajung. Așa? Ne ajung aici. Și care este concupiscentă, adică înclinată spre păcat, spre plăcerile acestea vinovate, am mai găsit câteva sinonime. Da. Așa? Firea noastră este foarte asemănătoare în comportament cu comportamentul acestui animal care poartă foarte multe d-astea, cum să le spunem noi, care are foarte multe apelative referitoare la păcatele noastre. La păcate, da. Are, poartă multe. Se comportă ca un porc. Deci când avem un comportament din acesta neadecvat, că este ilegal, că este imoral, că este așa, s-a îmbătat ca un porc. Da. Stătea ca un porc, ne simți ca un porc. Se comportă, deci, ca un practic, porc. Îi transmitem acestui nefericit animal toate, fiindcă lui îi place să se zbată, să se tăvălească în noroi, în mocirlă. Și scroafa spălată se întoarce în noroi. Da. În noroi, din care a provenit murdăria ei. Oricât ai spăla un porc, deci îi place mult în murdărie să stea. Murdăria. Din cauza aceasta, el a fost asemănat cu comportamentul de tip indecent, imoral, al omului. Și, stimați și iubiți ascultători, lucrurile acestea sunt foarte importante. Ce sacrificăm noi atunci când începe postul Crăciunului? Adică nu începe, chiar astăzi, pe 19, cum este emisiunea de astăzi, este Sfântul Ignatie Teoforul. Adică de Sfânt de Ignat se taie porcii. Da. Ei se sacrifică. Sunt sacrificați atunci de Ignat. Atunci începe, practic, tăierea porcului. Noi sacrificăm, de fapt, firea noastră aceasta înclinată spre păcat. De fapt, esența sacrificiului porcului, foarte bine ați... Sacrificării. Da, sacrificării. Chiar nu face un sacrificiu. Nu, de sacrificiu. Nu-i de bună voie. Sacrificării porcului este tocmai renunțarea la firea noastră murdară, păcătoasă. Și murdăribilă. Și... Să spune. Dacă mai auzit un cuvânt interesant într-un cântec, iubibilă. Da, ești iubibilă. Da. La firea noastră, iertată în fie asemănarea și comparația mea, porcoasă. Da. La firea noastră, mizerabilă. Mizerabilă. Da. De fapt, noi ce facem? Prin sacrificarea acestui animal, practic, ne dorim îndreptarea noastră și tinderea noastră spre un lucru mult mai minunat. Adică spre starea de care vorbeam, da, de copil, de săvârșit. Starea de bărbat de săvârșit, de starea de copil. Da, de starea de puritate. Pentru a putea intra în împărăția cerurilor. Pentru că tot Scriptura ne-o zice, da? Că dacă veți vrea să intrați în împărăția mea, trebuie să fiți asemeni lor. Și a indicat către copii. A luat un copil. Un copil. Adică era în mijlocul lor și spune tradiția că era Sfântul ulterior Ioan Marcu. Cel care urmea să fie Ioan Marcu. Și era mai tinerel pe atunci, cu câțiva anișori. Și l-a luat pe genunchi, cum erau copii mai mulți pe acolo în jurul său, l-a luat și a spus, până când nu veți deveni
ca unul din acești copii, nu veți intra în împărăția tatălui meu. Deci deja ne-a dat etalonul. Etalonul. Și atunci, în simbolistică, apropo de chiar și de tradiția creștină, care este animalul care se apropie de acest capăt de drum de perfecționarea firii noastre, de sfințirea ei? Este un drum, să spunem, firesc, logic, ca să folosim expresii uzuale, spre sărbătoarea, marea sărbătoare a sacrificiului mielului. A sacrificării mielului. A sacrificării mielului. Da? Deci adică ne îndreptăm... A învierii lui Hristos. Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, adică începătura, deci începătura vieții. Da. Începătura, deci, practic începutul vieții noastre. În adevărate această, vieți. Da, în noua fire. Prin învierea lui Iisus Hristos. Și atunci, un animal care este nevinovat, care este drăguț, care este simpatic, care are, toate conotațiile acestea care sunt pozitive. Da. Deci, acela este sacrificat. Și nu merita să fie sacrificat mielul. Tocmai acela este sacrificat. Tocmai acela e sacrificat. Tocmai acela pentru a ni se arăta că, de fapt, aceasta reprezintă puritatea. Și reprezintă calea către Dumnezeu. Și tocmai aceea, exact cum a spus noastră, calea către Dumnezeu. Căci Iisus Hristos, când a înviat, a arătat ușa care era El însuși. Exact. Această legătură dintre cele două firi ale lui Iisus Hristos, care avea firea de om, asumându-și toate păcatele omenirii prin firea de om, care era păcătoasă firea în sine, El neavând niciun păcat. Și firea dumnezeiască, pe care o deținea în același timp, ele nefiind amestecate, neavând cum să se amestece, nu erau miscibile, cum spune chimistul, da. Și nefiind amestecate aceste două firi, deci face trecerea, El, doar El, Dumnezeu, poate face această trecere. Da. Și ne-a arătat că El o poate face, înviind El primul. Și invitându-ne și pe noi să înviem împreună cu El. Da, arătându-ne că este posibil. Și că El este, de fapt, calea. Exact. Și că totul începe cu El. Și prin El. Și prin El. Da. Și prin El. Da. Iată, stimați și iubiți ascultători, ce am ajuns noi să discutăm de la magia Crăciunului pornind. Da. De la ProTV sau de la alte asemenea entități care implementează în societate anumite idei. Da, este o expresie mai mult de marketing. Da, corect. Care expresie vine să prindă la public, care de fapt invită la... La cheltuit bani. Cheltuit bani. Exact, pentru că, vai, magia, bucuria de a face cadouri, daruri, da, este, dar... Dar este reală această, adică are o conotație reală această expresie, magia Crăciunului? Noi spunem că da. Clar. Numai că cei care promovează din spirit mercantil, da, acest lucru, habar n-au de ceea ce fac. Ei, de fapt, împlinesc voia lui Dumnezeu. Da, așa este. Și Dumnezeu nu vrea să cheltuim banii. El vrea să ne mântuim. Da, dar aici nu se înțelege. Sau mai bine zis, lucrurile sunt amestecate. Prin neînțelegerea și necunoștința a expresiilor folosite și tehnicii folosite de către aceste persoane. Asta nu înseamnă că voia lui Dumnezeu poate fi oprită. A, nu, Doamne, ferește, cum deci, să fie oprită? Că ce vrea Dumnezeu, aia face. Da, nu? Omul propune, Dumnezeu dispune. Absolut, absolut. Iată ce am selectat din Epistola 1 către Tesaloniceni, a Sfântului Apostol Pavel, vis-a-vis de această problemă. Fiindcă este o problemă și care trebuie înțeleasă. Și în acest spirit ar trebui să tratăm problema Crăciunului. În sfârșit, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Iisus, precum ați învățat de la noi, cum trebuie să vă purtați și să-i plăceți lui Dumnezeu, în care chip vă și purtați, așa să sporiți din ce în ce mai mult, fiindcă știți ce porunci v-am dat noi vouă prin Domnul Iisus. Căci voia lui Dumnezeu aceasta este sfințirea voastră. Să vă feriți de desfrânare, fiecare din voi să știe să-și stăpânească trupul în sfințenie și cinste. Nu în patima poftei, așa cum fac neamurile
care nu-L cunosc pe Dumnezeu? În patima poftei, ia auziți, în patima poftei. În această privință, nimeni să nu încalce dreptul fratelui său și nici să-l păgubească, fiindcă Domnul este răzbunător pentru toate acestea. După cum mai înainte v-am și spus și v-am mărturisit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci într-o sfințenie. Așadar, cel ce se leapădă de acestea, nu de un om se leapădă, ci de Dumnezeu, care vi l-a dat vouă pe Duhul Său cel Sfânt. De se leapădă de Duhul Sfânt? Da. Că despre iubirea de frați, nu aveți nevoie să vă scriu, pentru că voi înși vă sunteți învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții, așa cum o și faceți către toți frații din Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să prisosiți din ce în ce mai mult și, așa cum v-am poruncit noi, să râvniți a trăi în liniște, să vă vedeți fiecare de treburile sale și să lucreze cu mâinile voastre, să lucrați, pardon, cu mâinile voastre, așa încât să vă purtați cuvincios față de cei din afară și să nu aveți nevoie de nimeni. Ne oprim aici, că ideea principală a fost aceasta, de fapt. Să nu pierdem sfințenia, să nu pierdem pe Duhul Sfânt, să ne ținem de El, de Duhul Sfânt, căci ne l-a dat Dumnezeu, îndrumător, către El. El a deschis calea, dar după ce când s-a înălțat la cer, trupul său în care și-a asumat păcatele lumii și care a fost răstignit pe cruce, trupul său nu mai era disponibil oamenilor. A rămas doar trupul duhovnicesc, cel după înviere. Dar acesta nu are acces decât cel care se sfințește, adică cel care trăiește în Duhul Sfânt. Da. Fără asta nu poate să aibă acces la trupul duhovnicesc, adică să se împărtășească cu trupul, sângele Domnului. Pentru asta trebuie să practice celelalte sfinte, șapte sfinte, celelalte șase sfinte taine din cele șapte. Adică este pe calea sfințirii omul respectiv. Este pe calea devenirii sale ca om sub formă de miel, adică la nivelul mielului nevinovat, curat, la stadiu de puritate, și care să se sacrifice pentru viața de veci, adică să omori practic firea pătimașă și să crești firea duhovnicească. Da, să omori firea umană, materială, trupească, pe care o avem. Trupească, pătimașă, precum porcul. Și să devii miel. Și să devii curat. Iată care este, stimați iubiți ascultători, această explicație și explicare a traseului pe care îl parcurg creștinii în fiecare an bisericesc, dintre Crăciun și Paști. Aceasta este explicația. Și în felul acesta ar trebui să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Căci dacă noi, după ce sacrificăm porcul, și am ținut sau n-am ținut, depinde cum am ținut postul respectiv, mai ușor, mai pe lângă, mai din când în când, sau l-am ținut corect, frumos, cu toată dragostea, nevoindu-ne și sacrificându-ne cumva poftele, după aceea să cădem în altă patimă a ospeților, a chefurilor, a bețiilor, a îmbuibării. A îmbuibării. Cu mâncare. Revenim la starea de porc. Exact. În loc să ne depărtăm de starea de, da, n-am rezolvat de porc. Nimic. N-am rezolvat nimic, dar vedeți dumneavoastră, din păcate, timpurile și vremurile actuale tind tocmai spre ceea ce ați spus dumneavoastră. Adică, o parte se chinuiesc, își depun ofranda lor vis-a-vis de ținerea postului, sacrificiu pe care îl aduc ei personal prin dorința lor de mântuire. După care trec la tăierea porcului și zice: Doamne, gata, am terminat și cu postul ăsta, și se apucă de mâncat și de băut și o țină niște chiulabale și se umple cu serviciu de urgență. Serviciu de urgență, sigur. Exact. Cu astfel de persoane.
Ei, nu acesta este scopul final. Nu, exact cum a spus și s-a subliniat. Trebuie să ne bucurăm că s-a născut și, bineînțeles, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui nouă. Da, și aici o să începem despre darul să vorbim. Așa, l-a dat, da, pe Fiul l-a său. Dat pe Fiul Său nouă. S-a născut arătându-ne El este, voi ca El trebuie să fiți, și noi ar trebui să ne bucurăm de acest... A creat arhetipul, exact, modelul. Da, ne-a dat prototipul. Acesta este. Modelul. Cum spuneați noastră, matricea. Dom'le, în asta trebuie să vă încadrați. Și noi trebuie să ne bucurăm că am sacrificat firea noastră murdară, da, pătimașă, prin tăierea porcului, și că, de fapt, de acum începem o cale nouă spre curățire pentru a putea ajunge la celălalt stadiu. Acela al mielului. Al nevinovăției. Al nevinovăției. Purității. Al purității. Al curăției. Adică finalul sacrificiului nostru. Da. Exact. Sau finalul sacrificării firii noastre pătimașe. Exact. Că încununarea este pe cruce. Da, pentru că... Și atunci vine învierea. Exact. Pentru că, practic, această tăiere a porcului este sacrificarea firii noastre pătimașe. Începerea sacrificării. Începerea sacrificării. Că sacrificarea durează. Da. Sunt ca mai multe etape. Se întinde. Ca să ajungem la Paști. Da, dar este începutul. Este noul început. Foarte interesant. Stimați și iubiți ascultători, iată despre ce vorbim atunci când suntem în preajma Crăciunului. De asemenea, să nu uităm că în tradiția românească, după ce porcul este sacrificat, după ce este ars, în primul rând este ars porcul, e pârlit? Nu întâmplător. Nu întâmplător, că păcate trebuie să fie arse. Cu ce se arde? Cu flacăre molcomă? Nu, că nu gătim porcul atunci. Cu flacăre iute. Păcatele, să știți, cu flacără iute se ard. Adică, fără discuție. Harști, s-a terminat cu păcatul. Ești vicios, ești fumător, vai că nu am încercat, că am lăsat câte două țigări, că nu știu ce, pe zi am încercat și iar m-am apucat. Nu! Din momentul ăsta, țigara s-a aruncat și nu mai există. Avem o vorbă, păcatul trebuie eradicat de la rădăcină. Da, dar trebuie tăiat cu totul și brusc. Da. Deci porcul se arde, se pârlește cu foc iute. Nu cu foc molcom, ca și cum l-ai găti, da, l-ai transforma. Deci porcul, în tradiția noastră românească, după ce este pârlit și șters bine, e călărit. De către cine? De către copii. De către copii, vai, fantastic. Eu mi-aduc aminte în copilărie că tatăl meu, după ce sacrifica, tăia acest porc, după ce îl pârlea, îl aranja, asta, ne punea pe mine și pe fratele meu, drept era mai micuți, și ne punea și stăteam călare pe acel porc. Deci firea aceasta păcătoasă a omului, în momentul în care un copil nevinovat călărește porcul care deja a fost pârlit, deja a fost tratat împotriva păcatului, curățat, omul, da? curățat și nu știu ce, așa, e condusă de către un copil nevinovat, către ce? Către starea ailaltă, de miel sacrificat. Da. Ia uitați ce frumos se derulează aceste tradiții ale noastre și ce conotații, de fapt, spirituale au ele? De fapt, conotațiile spirituale trebuiesc aduse la cunoștință. Readuse. Oamenii. Readuse, mai de degrabă. Fapt. Readuse la cunoștință, pentru că astfel să nu, iertați-mi, să bagatelizăm această mare sărbătoare plină de simbolistică creștină, ortodoxă, pură, în forma ei pură. Înainte de a începe acest ciclu de emisiuni, lecția de religie, acum 8 ani și ceva, cu voia lui Dumnezeu, or să dureze cât o dori el, cât avem noi rost pe aici, în zona respectivă, îmi puneam întrebarea: Doamne, ce știau Sfinții Părinți de se purtau în felul acesta și noi am uitat de ne purtăm în halul ăsta? Deci ce știau ei, Sfinții Părinți,
de-am uitat noi. Și am uitat noi de ne purtăm în halul ăsta. Că ei știind anumite lucruri se purtau într-un anumit fel. Și pe măsură ce veacurile s-au derulat, au uitat de Dumnezeu, au uitat și de simbolistică, au uitat și ce fac, le-au transformat, le-au dat alte înțelesuri acelor ritualuri și așa mai departe. Eu vin și spun că acum mi-a venit în minte ceea ce mi-a zis dumneavoastră. Da. Ce aveau Sfinții Părinți? Ce știau Sfinții Părinți? Păi e simplu. Și am uitat noi. Și am uitat noi. Păi Sfinții Părinți, în primul rând, îl aveau pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, pe Duhul Sfânt, și aveau iubire, iubirea, dragostea, lucruri atât de simple. Asta aveau ei și asta nu mai avem noi și am uitat noi aceste lucruri de bază. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Timotei. Da, deci instantaneu, ca de obicei. Instantaneu. Ia uitați ce spune. Când am plecat în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi în Efes, ca să le poruncești unora să nu învețe învățături străine, nici să ia aminte la basme și la genealogii fără de sfârșit, care aduc mai degrabă certuri decât economia lui Dumnezeu cea într-o credință. Ia uitați ce spune acum. Iar ținta poruncii aceleia este iubirea din inimă curată, din conștiință bună și din credință nefățarnică, de la care unii, îndepărtându-se, s-au abătut spre vorbărie deșartă. Vrând ei să fie învățători ai legii, nu înțeleg nici ceea ce spun, nici cele pe care le susțin cu atâta tărie. Noi însă știm că legea e bună dacă o folosești legal. Știind aceasta că legea nu e pentru cel drept, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei necredincioși și păcătoși, pentru necuvioși și spurcați, pentru ucigași de tată și ucigași de mamă, pentru asasini, pentru cei desfrânați, pentru sodomiți, pentru văzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru ceea ce se împotrivește învățăturii sănătoase după Evanghelia slavei fericitul Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. E, vedeți? Apropo de cu iubirea și cu celelalte lucruri, cât e de actuală? Credința nefățarnică mai este astăzi sau a devenit credință cam fățarnică? Și fățarnică, Doamne, iartă-mă că îmi pare rău că trebuie să o spun. E da? O credință de suprafață. Conștiința curată. Aș putea spune eu spoială. Mai departe, conștiința curată o avem sau este conștiință pătată? E pătată, clar. De compromisuri. Este pătată pentru că trăim într-o lume materială a compromisurilor. Și atunci despre ce vorbim noi? Când vorbim și ne dăm exemplu unora și altora, despre ce vorbim? Despre ceea ce nici măcar nu înțelegem, așa? Asta spune Sfântul Apostol. Asta ne spune. Păi spun cât de actuală. Vorbărie deșartă. Da, cât de actuală este această Evanghelie. Stați că mai revenim o dată la da? Timotei care, 1. Ia uitați ce spune. Pe care o citim astăzi. Ținta poruncii aceleia este iubirea din inimă curată. Deci odată asta aveau Sfinții Părinți. Din conștiință bună. Care este vocea lui Dumnezeu permanent. Și din credință nefățarnică. Asta sunt. Deci lucrurile de bază. Iubirea, conștiința bună și credința nefățarnică. Exact. Nu avem. Noi nu mai avem aceste valori. Sau și atunci, ele există, dar sunt diminuate. Și atunci, diminuate. Repet, care este consecința? E vorbăria deșartă, fraților. Da, ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Din păcate. În care se vorbește mult și nu se face mai nimic. Și noi avem acest rol, stimați și iubiți ascultători, că de-aia vă spun stimați și iubiți ascultători, să vă arătăm lucrurile pe care poate nu le mai știm, nu le mai știți, nu le mai știm, le-am uitat, dar pe care Sfinții Părinți le știau. Și din cauza asta se purtau într-un anumit fel de au ajuns Sfinți Părinți. Da. Fiindcă mântuirea, să știți, e doar pentru Sfinți. Nu se mântuiește oricine. Și pe de altă parte, Sfinți pot toți creștinii să fie. Da, sfințirea este lăsată omului. Da. Nu este nu e interdicție la accesul spre sfințire, nu. Din contră. Ni s-au lăsat tocmai
ni s-a lăsat această sfințire tocmai pentru a accede spre ea. Vorbeam, și asta doar pentru un minut, da, vorbeam în săptămâna precedentă cu un musulman, un domn care avea o mică vulcanizare și, fiindcă aveam o treabă pe acolo, cu mașinuța, a abordat subiectul respectiv, apropo de Crăciun și așa mai departe. Și vorbeam cu el și mă întreba, dar ce, numai creștinii se pot mântui? Zic, dragul meu, a fi creștin înseamnă să fii tăiat împrejur la inimă. Că iudeul adevărat, acesta este. Nu trebuie să fie tăiat împrejur la prepuț. Deci, e vorba de tăierea împrejur a inimii sale, care se face, este o tăiere împrejur duhovnicească. E o pecetluire a Duhului Sfânt care trăiește în inima omului. Și atunci, în condițiile acestea, se pot mântui doar creștinii? Din păcate, nici creștinii nu sunt creștini adevărați. Mulți dintre ei sunt doar fățarnici, fiindcă nu practică, de fapt, creștinismul. Și atunci se întâmplă câteodată ca unii dintre cei care nu sunt botezați creștini să iubească pe aproapele său atât de mult încât să se sacrifice pentru el, pentru iubirea de aproapele. Și atunci ei sunt botezați în botezul sângelui și ei se mântuiesc. Și poate sunt mulți botezați conform tradiției creștine, în numele Sfintei Trăim, și care nu se mântuiesc din cauza că și-au bătut joc de botezul respectiv și l-au refuzat pe Duhul Sfânt. Adică au avut o viață nenorocită. Nici n-au lăsat urmași care se roage pentru ei să devină ei sfinți ca să sfințească și rădăcina. Cum discutam în alte emisiuni. Da. Ci au fost egoiști, au fost mincinoși, toate celelalte de care descrie, sodomiți și așa mai departe, ce spune Sfântul Apostol Pavel despre cei care nu se mântuiesc. Deci și necreștinii se pot mântui dacă sunt creștini în inima lor, dacă îl iubesc pe Hristos cu adevărat, adică iubesc pe Dumnezeu în aproapele lor și îl văd, îl simt și se sacrifică pentru el. Căci nu este iubire mai mare, spunea Iisus Hristos, decât aceea când cineva își pune sufletul pentru prietenii săi. Nu este iubire mai mare, orice spunea fericitul Augustin în secolul 3, iubește și fă ce vrei. A iubit, iubești, înseamnă că ești liber. Lucrul acesta, fraza aceasta, i-am spus-o unei prietene de-a mea, aseară, și am zis, zic, da? Fă un lucru, zic, simplu. Care? Iubește. Iubește și fă ce vrei. Și a început, îi zice, a rămas o mică pauză, da, pe calea aceasta o salut, a făcut o mică pauză, băi, să știi că ai dreptate. Da, zic, n-am zis noi, uite. Dar i-ați spus treaba asta într-un context. Da. În cazul nostru, suntem în contextul acesta. Ne apropiem de sfânta și marea sărbătoare a Crăciunului, a nașterii Domnului. Adică ni se deschide perspectiva către împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă nașterea Domnului. Adică Dumnezeu ne-a dat în dar pe Fiul Său. Da? Și aici venim la acel dat. Ne-a dat în dar. Deci darul vine de la a da. Da, a da, daruri. Dar. Deci dar ca și cadou. Nu da, da, da. Dar însă ci alte conjuncții. Da, da, conjuncții gramatice. Deci dar. Să facem daruri. Ne facem daruri unii altora. Ce consecința are un dar făcut? Ce sentiment se naște în omul care primește un dar? De bucurie, de iubire. De bucurie. Și de bucurie în general. Iar să ne ducem aminte ce înseamnă Eden. Eden în limba ebraică înseamnă bucurie despătare. Deci, raiul din Eden, grădina, raiul înseamnă grădină, grădina din Eden era grădina bucuriei și a despătării. Da, dar nu desfătarea în acel... Nu. A bucuriei. Bucuria. Tocmai, în sensul de a de bucura. Asta m-am simțit obligat să fac. Nu acea sigur, desfătare sigur, desfrânată. Nu partea trupească, exact, fiindcă Adam și Eva nu cunoșteau partea tocmai, trupească exact, atunci când erau, când se bucurau, când erau în Eden. Da. În raiul bucuriei. Deci a face bucurii unii altora, de unde provine, de fapt? Treaba asta? De la dărui, de la...
A da? De la bucuria de aceea, la bucuria... De unde vine darul lui Dumnezeu. Da, adică vine, este ceva, nu pot să spun ancestral, dar este din străfundul conștiinței noastre. Vine această bucurie de a dărui. Nevoia de a dărui, nevoia de a avea bucuria de a dărui, practic. Da. Și atunci, stimați și iubiți ascultători, iată care este spiritul Crăciunului, care ne face pe noi mai buni. Zicem noi, mai buni. Adică să facem, să practicăm virtuțile. Ca fi milostiv, înseamnă că ești virtuos. A fi iubitor, iar virtutea este iubirea, iar virtutea și ea. Nădejdea, credința. Și iubirea. Toate acestea vin cu darurile respective, cu darul pe care ne-a făcut Dumnezeu. Ne-a iubit și în mod concret pe Fiul Său l-a dăruit ca noi să avem iarăși ușă deschisă către El. Da. Și atunci ne bucurăm duhovnicește. Adică nu ne bucurăm în chefuri ospețe și nu știu cum. Ospăți facem. Dar în primul rând ne rugăm și binecuvântăm bucatele acelea. Nu avem preot. Suntem noi preoți, avem preoția universală. Și ne rugăm pentru treaba aceasta și mulțumim pentru aceste bucate și Duhul Sfânt este cu noi. Și nu ne îmbătăm, nu, totul este moderat, ne bucurăm pentru bucatele respective, dar nu ne îmbolnăvim din cauza lor. Da, nu ne facem rău. Da. Nu ne facem rău cu mâna noastră. Deja timpul fuge. Fuge, ca întotdeauna. Fuge de tempus. Da. Mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sperăm, stimați și iubiți ascultători, că v-au fost de folos aceste câteva considerații și considerente pe care vi le-am relevat. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sărbători cu bucurie și sănătate. Doamne ajută! Nu vă spunem fericire, că aceea e dincolo. Da. Da? Da, Doamne ajută! Doamne ajută!